protest în fața Ministerului de Interne, zeci de polici sublinierei cer drepturile, apel disperat către Carmen Dan. Protest în fața Ministerului de Interne. Zeci de polici sublinierei cer drepturile salariale și lansează un apel disperat către ministrul Carmen Dan. Protestăm pentru neaplicarea legii salarizării. Facem apel către ministru și premier să pună în aplicare legea. Dacă nu, e sublinierea în stradă, a spus unul dintre manifestanți în direct la Realitatea TV. Ace sublinierea sunt nemult cu mici de salarii, dar sublinierea de faptul ce s-a renuncat la sporul de permanent.